Stimați prieteni și prietene, bine v-am găsit la un nou interviu aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi discutăm despre creșterea noastră în carieră în 2024 și alături de noi este Natalia Sfatuica. Ea este manager. Bine ați venit la noi, Natalia! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație, Emilia! Cu mare drag. Suntem, iată că în cea de-a doua lună a anului, a zburat repede ianuarie <gri> și cu siguranță pentru toți a fost o lună așa de acomodare, cu noile standarde, cu noile tendințe și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în acest an, care sunt acele obiective pe care ar fi bine să le atingem la locul nostru de muncă? În primul rând, anul ăsta se zice că trebuie să fie un an al schimbărilor. De fapt, noi cam fiecare an ne setăm obiective pentru a deveni mai buni. Uh, mulți dintre noi renunță, dar cel mai important lucru pe care am putea oarecum să-l facem uh, este cumva să ne menținem uh, disciplina uh, antrenată pentru obiectivele noastre. Și consider eu că unul dintre momentele cu... Prin care noi ne realizăm în viață este și jobul. Și dacă ne stabilim un obiectiv, unul, nu neapărat mai multe, la job, atunci, cu siguranță, vom, vom avea rezultate frumoase. Ce aș stabili eu, dacă aș fi. Provocată ca să fie anul acesta un an diferit pentru mine din punct de vedere profesional, este că mi-aș alege cu siguranță un obiectiv numeric. Mm. Pentru că mulți dintre noi își aleg obiective care nu sunt numerice, dar tot ce, e, ce nu este numeric pentru companie, în marea majoritate a cazurilor, sunt doar mici îmbunătățiri, căci companiile sau în general orice job îl putem evalua prin prisma numerică. Așa că primul pas este cu siguranță să ai o discuție, dacă ai un, un manager, ca exemplu, sau dacă ai un șef, este să-l întrebi ce obiectiv pot să-mi setez eu ca să pot ulterior să-mi definez și un plan de acțiune. Și cu siguranță, obiectivele nu se referă la a fi un comunicator bun sau la a lucra mai mult în echipă, pentru că acestea sunt părți componente a unui puzzle numit carieră. Dar un obiectiv numeric ne permite ulterior să mai avem niște pârghii de negociere. Așa, adică avem nevoie să știm exact. De exemplu, ce salariu vrem să avem, sau câte vânzări, câți clienți, ceva exact să fie în cifre. Corect, Așa. corect. Mi-a plăcut foarte mult ce ați menționat, și cred că și ascultătorilor noștri momentul ăsta le-a atras atenția ca să mergem noi la șef sau la manager să-l întrebăm pe el cam ce ar fi bine pentru compania, dată în care muncim. Da. să. Să fie și pentru noi asta ca un scop, adică să muncim pentru cine noi acolo, <laughs> să, pentru, pentru angajatorul nostru, da? Da. A, asta e minunat, de fapt. Mai um, ul ăsta, căci noi suntem la serviciu sau uh, venim doar așa, cum zic eu, să petrecem timpul de la 8 la mm -hmm. 5, este total greșit în uh, economia noastră. Pentru că companiile. Vor să cunoască pe cine plătesc și pentru ce plătesc acel salariu. Respectiv, deja este demodat să vii la birou și doar să fii un, așa, un simplu lucrător care își face jobul. De ce? Pentru că în timpurile grele, când vine o criză sau o situație în care compania trebuie să-și reorienteze planurile, să-și ajusteze bugetele, primii care de obicei sunt cei care sunt optimizați, sunt persoanele care nu reprezintă funcții cheie sau funcții relevante în companie. Și ca noi să putem să ne să fim partea echipei sau să fim parte a companiei, trebuie să aducem un plus valoare. Uh -huh. Și plus valoare, cum am menționat, oamenii de afaceri și în general companiile, ei nu, nu percep emoții, ei nu percep. Că suntem buni comunicatori, dar este ok. Sau orice alt uh, aspect non-numeric nu este perceput de către um, proprietarii de companie. Din acest motiv, uh, cred că este foarte important să ne schimbăm înțetul că vin la job și îți faci jobul nu cum ai fi un angajat, dar cum ar fi propria ta companie. Mm -hmm. Și când îți schimbi perspectiva, că nu vii la job doar pentru ore, dar vii să faci ceva. Să îmbunătățești, să optimizezi anumite cheltuieli, pentru că sunt foarte mulți angajați pe care i am observat cu abordarea Păi, ce nu vezi, care bani, lasă că stric și va cumpăra altul. Uh -huh. Nu este cea mai bună. Pentru că, în modul dat, și dăunăm și mediului de afaceri, și mari angajatori, sau, în general, businessurile, intră în situații provocatoare pentru ei și renunță la, la a mai genera locuri de muncă. Și abordarea asta, când, când, când o schimbi, putem oarecum să ajutăm și investitorii, și mare, mari business owner să facă mai multe locuri de muncă. Și, în modul dat, toată lumea are de câștigat. Așa e. <laughs> și dacă vorbim despre calitățile unor oameni care își doresc să aibă prosperitate în acest an la serviciu, care ar trebui să fie acestea? Aici vreau să mai pun o sub-întrebare, uh -huh. dat fiind faptul că ați menționat că nu contează că ești un bun comunicator dacă nu ai un obiectiv numeric, dacă nu aduci profit companiei și așa mai departe. Oare în 2024 nu ne bazăm pe soft skills? <laughs> ba nu, soft skills rămân în egală măsură la fel de solicitate uh -huh. uh, ca și uh, perceperea aceasta de KPI numeric. kpi numeric îți dă uh, posibilitatea să fie evaluat în numere. De ce uh, permanent eu insist pe KPI-uri numerice? Pentru că încă mai suntem într o cultură în care Șeful de departament ar putea să îți semnalizeze oarecum niște mesaje, așa că îi displaci, că nu-ți faci bine jobul. Iar când ai un KPI numeric, atunci tu ai argumentul de partea ta. Pentru că lucrurile fie sunt aliniate cu numerele, fie nu. Și aici dispare evaluarea asta prin filtru îmi place, nu-mi place. Dar soft skills-urile rămân, cred că, cel mai mai puternic, cea mai puternică metodă uh, de a comunica cu oamenii și de a-i aduce de partea ta. Și dacă ar fi să fac abstracție de la KPI prin care suntem evaluați și să mă refer doar ce poți să dezvolți în tine ca să ai un rezultat la, la job, cred că ar fi comunicarea, cu siguranță. Este o ador, o promovez, peste tot pe, pe unde pot să le spun uh, un, o părere, că nici nu dau sfaturi, celor mai, mai tineri, care sunt studenți și care mă întreabă, Natalia, dar ce pot să fac? În ce uh -huh. cursuri să fac? Cursuri pot să faci în orice domeniu, căci până la urmă meseria se învață, este o, doar o, o chestie de timp. Dar în comunicare este un must, obligatoriu. Cred că ar trebui să facem o universitate pentru comunicare. Este baza. Nu știu cum am putea să funcționăm fără să comunicăm. Vă rog să le oferiți și mie, inclusiv, dar și ascultătorilor noștri câteva cărți, poate, care ne-ar ajuta să ne dezvoltăm uh, o comunicare mai eficientă sau poate careva materiale informaționale pe online? Am o carte uh, preferată. Uh, recent am început să o recitesc. Uh, se, titlul ei este Cum să le spun? Și acolo avem în cartea dată mai multe tipuri de personalitate, și modul în care noi comunicăm cu aceste tipuri de personalitate. Și cred că dacă citim cartea aceasta, nu mai avem nevoie de altele. Așa. Pentru că sunt adepta să citim o carte și să o implementăm de la scoarță la scoarță, bine, și să o ajustăm după noi, decât să citim 10 cărți și să ne pierdem în care strategie, care e cea mai bună strategie. Uh -huh. Și eu cred că, cum să le spun, este, este foarte importantă, pentru că ne oferă perspective diferite despre oameni diferiți. Și când înțelegem că oamenii comunică în modul dat pentru că au o bază emoțională diferită de a noastră și că nu este o părere greșită, este doar părerea prin filtrul lor, uh -huh. atunci îți schimbi viziunea asupra oamenilor. Așa, mulțumim frumos pentru o recomandare. Am putea oare continua lista de calități pe lângă comunicare? Ce mai fi important să aibă ca calitate un om care își dorește un salariu mai bun, o vizibilitate mai bună, clienți mai mulți în 2024? Cred că în 2024, inclusiv și eu, ar fi bine să ne concentrăm pe valorile noastre și pe modul în care ne aducem uh, propriul nostru brand la suprafață. Pentru că când spun uh, valori, se referă la, de fapt, cine ești tu. Ești o persoană care are încredere, de exemplu, uh, în valori sau care are... Uh, Relațiile de familie în valori, tu să reacționezi foarte, foarte diferit la, la toți colegii și la mesajele pe care ei ți le dau. Și este important să-ți cunoști propriile tale valori și să nu te dai oarecum după, după mase. Pentru că acum, preponderent, toți își doresc peste noapte să ajungă undeva sus. Dar când ai, ca exemplu, în valori, cariera, atunci tu înțelegi că cariera nu se construiește într-o zi și nici în două. Necesită un timp mai mult Respectiv o să ai tenacitate Și este important să le descoperi Și să vezi că probabil cariera nu va fi Parte a valorilor tale Atunci tu nu poți să fii Un bun manager de departament Pentru că când ești manager Trebuie să te aliniezi cu KPI uh -huh. Dar de exemplu dacă ai în valorile tale Nu știu, familia sau relațiile Atunci poți fi un bun lider Și este cu tot o altă perspectivă de aceea este important să, te, să ne analizăm de fapt și să ne definim valorile noastre. Ce fac eu? Despre ce sunt eu? Și următorul pas la, la care m-aș duce ar fi să vorbesc despre, despre, evoluția mea sau dacă ești bun, nu știu, ești bun în bun contabil. De ce să nu spui lumii că ești bun contabil? Uh -huh. De ce toată lumea se ascunde și stă cumva după preș și zice nu, că nu, că mi-e frică, că nu vreau? De ce? <laughs> eu cu, cu mult drag urmăresc cu oamenii care au o evoluție frumoasă, care au uh, cunoștințe pe care eu nu le am. Și am mai menționat mai devreme, este total greșit să credem că trebuie să fim omul care le cunoaște pe toate. Fii bun în unul sau două uh, direcții din jobul tău. Atât. Nu este necesar să le cunoști pe toate. Nu ești o om orchestră ca să știe să cânte la toate instrumentele. O, o direcție și promovează-o, spune lumii despre rezultatele tale, spune lumii despre cine ești tu, cu ce poți să-i ajuți. Pentru că până la urmă angajatorii, când uh, ne privesc pe noi de fapt ca niște asesuri, ca niște investiții, când ne angajează la job, se uită, dar cine este omul ăsta? Dar ce a făcut el? Dar... Dă să-i verific profilul de LinkedIn, că majoritatea headhunterilor acolo ne, 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 caută și se uită despre ce ești tu. De, din acest motiv trebuie să fim uh, oarecum vizibili online. Nu poți să stai în spate cum eu am, am, suferit și eu de sindromul ăsta. Nu că nu, că nu vreau, după care am spus de ce nu. Poți să ajut, poți să inspir, poți să ofer uh, consultanță, de exemplu, pe, pe domeniul în care eu sunt uh, expert, absolut oricine poate să-mi scrie, să-mi spună, Natalia, dar tu cum ai făcut? Și dau -o, o părere sau, uite că am testat asta și nu a funcționat. Și cred că online-ul trebuie să, să fii absolut un brand uh, prezent în online. Mm -hmm. Totodată spuneați despre această calitate a noastră, um, cum să-i zic eu, e vorba despre modestie, probabil, când zicem că, e, da, um, da, am eu acolo niște calități, dar nu sunt mare expert, da, ne este rușine să ne promovăm, să ne spunem <laughs> da. plusurile. Da. Dar este și altă extremă. Acum probabil ați observat că oamenii pun prețuri exagerate pentru că atâta costă serviciul meu. Și da. asta îmi pare mie că la fel nu e o poziție tocmai e prielnică. Dar cu siguranță vreau să știu părerea dumneavoastră. Da. Uh, mi-a atins uh, o durere. <laughs> și mi-a ridicat uh, la fileu, cum, uh, cum spun. Nici o... deci, nu știu dacă este o, o provocare, este mai curând o nedumerire a mea. Uh -huh. Și explic de ce ea vine și ca durere și ca nedumerire. Sunt, uh, în primul rând, nedumerirea vine de la faptul că probabil lipsa noastră de încredere sau cultura care ne-a format, că există doar o figură de referință. Uh -huh. Și părinții mei la job spuneau, nu că domnul director are dreptate, ci eu mă gândeam, domnul director este autoritatea. <laughs> Și cultura, oarecum, ne-a format percepția că există doar o persoană de referință, un om la care trebuie să ne raportăm. Și oarecum a rămas în spate și nu, nu știu dacă de modestie, dar mai curând că căutăm doar o figură de referință. Și cum bine ai menționat, așa au apărut foarte mulți experți pe piață. Uh -huh. Sunt într-atât de mulți, căci eu singură, la un moment dat, m-am pierdut în multitudinea de experți și zic tot ne da. Ce, ce, de mulți experți există. Și aici și mi-a apărut uh, durerea mea când mă uit la persoane care factual în spate nu sunt cu consistență să spun că uite, am muncit în jobul ăla, uite ce rezultate am, uite, am făcut un studiu sau uite, am uh, masterate sau cursuri sau ce. Sunt doar experți. Și foarte dureros este când acești experți își pun, își setează niște prețuri exagerate ca să le accesezi. Și nu pot să înțeleg. Este total diferită de viziunea mea că dacă vrei să impactezi în comunitate sau vrei să faci un, un bine comunității, pentru că pentru ce suntem în online? Toți vrem să schimbăm în bine ceva. Mm -hmm. Păi, binele trebuie să fie în viziunea mea proprie. Este un raport dintre Prețul de producție, care înțeleg că există un timp alocat, un o închiriere de studio, de prețul de producție, plus teoretic un preț care costă timpul tău, dar nu ajungem la prețuri exorbitante, pentru că atunci mi se pare că este mai curând despre a-ți liniști ego că tu poți face bani foarte mulți, dar nu ești despre a fi bun sau a ajuta comunitatea să fie mai bună. Și este... Oarecum, cum am menționat, este pentru mine absolut fără nicio logică ceea ce se petrece și înțeleg oarecum consumatorii din online că le este foarte greu să selecteze un specialist bun mm. din online. Și aici, când am fost întrebată, chiar astăzi discutam referitor la cursuri de dezvoltare personală de, și mă întreabă, Natalia, dar tu cum selectezi omul, omul la care vrei să achiziționezi cursuri? Și zic, uite, nu o să spun și nu o să mă ascund că îl selectez oarecum în baza istoricului. Cine este el? Ca notorietate. Despre ce este el? De cât timp face acest job? Sau ce job a avut anterior? Și dacă rezonez, cu siguranță că o să mă duc să, să cumpăr un curs de la el. Dar voi selecta oameni profesia cărora eu înțeleg în gândirea mea tehnică. Nu am să selectez self-made Probabil îmi voi schimba cândva părerea, pentru că despre asta suntem, știi, să ne comparăm noi cu, cu noi cu un an în urmă și da. să zicem, măi, ce gânduri aveam. Dar acum îi selectez în baza la cine sunt ei, ce au făcut, ce studii au. Rezonez cu ei ca, ca idee, ca gânduri, ca energie și prefer să-mi aleg unul, două, două persoane de referință după care să mă ghidez ca să nu mă pierd. Că e foarte ușor să o facem. Da. Natalia, dar haideți să luăm un exemplu în care o persoană lucrează la oficiu, își face treaba bine, are acolo calitățile despre care ați menționat anterior și vrea să se adreseze șefului cu rugămintea de a-i se mări salariul. Cum o facem corect? Pentru că și aici probabil e nevoie de o strategie. Da. Strategia numerică funcționează. De, din acest motiv eu și insist cu cifrele. Uh, niciodată, dar absolut niciodată, nu am refuzat pe nici uh, un coleg, pentru că pentru mine ei toți sunt colegi. Chiar dacă îmi sunt subordonați, îmi pare cuvântul ăsta prea arhaic și uh -huh. nu, mă, nu mă simt ok nici când îl pronunț. Când vin colegii mei și mi-arată cifre, nu am argument să-i spun nu indiferent de ce nu, ce nu aș dori eu să-i să exprim, și atunci când omul vine pregătit și vine la tine și îți spune uite, am făcut o îmbunătățire sau uite, am analizat procesul acesta și am putea să optimizăm cifra X, să o îmbunătățim cu atâtea procente sau am putea să facem un cost saving. Doar Uh, un exemplu banal, doar limitând uh, accesul pentru uh, numărul de foi pe departament, a făcut fiecare angajat să fie mai atent cu ce printează, ceea ce a dus ca rezultat la um îmbunătățirea cifrelor pe care noi le cheltuiam uh, pentru departamentul de, de IT. Este o schimbare minoră. Este despre nimic. Doar nu se printau atât de multe uh, hârtii și s-a găsit, găsit o soluție uh, digitală. Deci, încă, încă un beneficiu pentru natură. Uh -huh. Și atunci când vine uh, băiatul de la IT și îți spune că, uite, am avut uh, așa sumă de bani pentru mentenață și acum am ajuns la așa sumă de bani, păi cum poți să-i refuzi să-i spui <laughs> că nu? Din acest motiv, când ne ducem să. -o, cerem o mărire de salare, cu siguranță nu ne ducem cu argumentul eu știu ce salariu are colegul meu și vreau și eu. Eu știu că concurenții plătesc mai mult și dacă nu mi dați, mă duc. Uh, sau că eu lucrez de 5 ani cu voi și vreau o mărire de salariu sau că ai credite sau că ai cheltuieli. Uh -huh. Cu ce te duci este cu ce deja ai făcut. Uh -huh. Și... Nu susțin ideea să te duci doar cu uh, dacă o să măriți salariu, eu o să fac în pentru de ultimată. Că, da, pentru că condiționezi și cu siguranță va spune: păi lasă-l așa, că suntem ok." Dar nu vei fi în lista oamenilor care nu neapărat că merităm măririle de salariu, dar este mai curând despre grija față de locul unde tu îl numești job. Mm -hmm. Și din acest considerent cred că acesta este argumentul numărul 1. Îmbunătățești ceva, ce cunoști tu, ce uh, îl simți ca un KPI numeric, pentru că nu te duci fiind ca exemplu, nu știu un specialist IT te duci să îmbunătățești un indicator sau ceva din financiar. Probabil și ar fi ar avea o logică oarecum tangențială, dar te duci în zona unde poți să te duci la șef să-i argumentezi cu, cu, multe argumente numerice și nu are cum să-ți spună nu. Sau a doua, a doua cale, dacă nu găsim nimic de îmbunătățit la jobul nostru. Totul este perfect, toți indicatorii <laughs> sunt ok, dar am putea să preluăm careva responsabilități. Ca exemplu, să presupunem că ești persoana la care vine tot biroul când are nevoie de, nu știu, o prezentare de făcut în 15 minute. Și sunt multe prezentări. Sau știi tu acolo cum să lucrezi cu formulele în Excel și faci un value cap și faci niște formule grafice și toată lumea când are nevoie urgentă, stringentă de ceva, vine la tine. Este una tu și este important să-l identificăm că tu ești persoana de referință din toți, la tine vin. Cu argumentul ăsta, la fel, este ok să te duci și să spui vreau să fac mai mult. Uite, aș putea să-mi asum partea asta de responsabilități sau aș putea să fac asta. Și la fel, este ok. Important este să existe schimbul ăsta, dau, apoi primesc. Uh -huh. Pentru că fără să dai, poți să aștepți să primești, dar poți să aștepți mai mult. Așa că deschidem ușa cu astea două argumente și nu are cum să te agreș. Da, e de folos ceea ce ați menționat într-adevăr și aici vreau să ajungem la final cu o retrospectivă a lui 2023 pentru că în 2023 era foarte în vogă să îți iei cursuri online care te învață ușor să faci bani, cum fără mult efort să obții rezultate. Și mulți s-au ars de asta, Vai. mulți s-au dezamăgit. Și aici vreau să concretizăm. În 2024, oare o să mai funcționeze asta sau totuși ar trebui să cultivăm în noi răbdare și perseverență ca să avem succese în job? Sau poate ne dați niște trucuri prin care putem <laughs> să ajungem mai Repejor, da? nu superficial, dar mai repejor la un venit mai mare, la niște succese de ordin profesional. Eu o să spun strategia sau schema care am aplicat-o eu anume pe partea financiară. Dar o să vin și cu un comentariu. Dacă am fi fost cumva um, pe partea de YouTube sau la un ecran mare, scriam cu bold nu există bani rapizi peste noapte. Nu există. Punct. Nu cred în nimic. Din ceea ce ni se spune și ni se vehiculează că ar trebui să investim um, în acest domeniu, în acest domeniu, eu am mai menționat. Investiți doar în domeniile în care voi sunteți experți. Nu mai există altceva. Pentru că dacă îți promovează cineva că anul acesta este la modă să investești, că cripto care o cunosc eu este deja învechită, cum zic eu, este obsolet. Oamenii investesc în altceva. Nu am investit, nu vreau să vorbesc despre domenii care îmi sunt străine, și când o să investesc și o să văd un beneficiu cu plus pozitiv la balanța contului, atunci o să fiu un olaj și o să zic, uitați, atât am câștigat. În ce am investit din ceea ce s-a spus în 2023, au fost depozitele bancare, unde au fost cu rezultat negativ. Mm -hmm. Nu am să fac recomandări de genul dat. Ce mi-aș dori, să înțeleagă oamenii în 2024 că dacă nu vii cu un istoric din familie cu bani, bani așa peste noapte la fel nu vor veni. Okay. Și unicul uh, mod în care putem să ne facem sau să ne creștem veniturile este să ne adăugăm nouă valoare. Eu ce am aplicat a fost inițial, când mi-am început cariera, să înțeleg unde vreau să ajung. Și mi-am luat o lună de cheltuieli și eu înțelegeam că jobul meu trebuie să reprezinte pe atunci era 8.000 de lei, care era o sumă enormă, pentru că directorul companiei avea 12.000 și un pic. Era o sumă enormă pentru o fată care recent finalizase universitatea. Dar am zis că ok, o să muncesc și o să văd dacă o să reușească sau nu. Și ceea ce uh, an de an Prima dată, si, cu siguranță, am nimerit în uh, roata șoricerului, care sper ca oamenii în 2024 să nu o facă, este să-mi măresc cheltuielile proporțional cu veniturile. Deci, primii ani au fost un fail total. Uh, tot ce câștigam, îmi cumpăram haine, îmi cumpăram, nu știu, nu, știu, nu mă întrebați, pentru că ajungeam uh, cu două săptămâni încă până la următorul salariu și eu bani deja nu mai aveam. Noroc uh, de părinții mei, că la noi în țară, bine că sunt părinții și ne mai ajută din când în când. Când ne mărim și ulterior am înțeles că când măresc veniturile, ar trebui oarecum să-mi domolesc apetitul pentru cheltuieli. Și din momentul în care am înțeles acest lucru, am început să-mi fac oarecum bugetare, dar nu îmi făceam bugetare lunară, dar mai curând priveam anul întreg. Eu știam că mă îmbrac în primăvară și în toamnă. Atât știam că pot să-mi permit atâta procent din tot ceea ce câștigam. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Încercam oarecum să evit cheltuielile, nu să mă vezi pe mine să mă duc să fiu prezentă pe listă la toate evenimentele care noi le numim nunți cu mătrii și uh -huh. toate celelalte. Nu pentru că nu respect oamenii, um, și nu pentru că aș fi un zgârcit sau o zgârcită, dar sunt chestii că atunci când vrei să acumulezi, nu poți să-ți permiți să trăiești toate visurile. Și este o mare dezamăgire când oamenii se uită pe rețele și văd că într-un an oamenii și zboară în călătorii și își cumpără și mașină și casă și totul se petrece rapid la ei și noi stăm, stagnăm. Este o rețea de socializare și este menită să ne vândă nouă un vis care este oarecum intangibil. Să ne aliniem cu ceea ce suntem astăzi și să încercăm să ne creștem valoarea noastră. Poate fi cazul când valoarea nu va fi în aceeași companie. Poate fi. Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm pentru că sunt și niște regulamente interne în orice companie și nu pot așa peste noapte, cât de bun și valoros nu ai fi, nu, nu există o, o explicație elocventă să-ți dubleze salariul doar că ai preluat niște responsabilități. Fie te scalezi și crești în funcție uh -huh. și ți-asumi și mai mult și vine la pachet cu alte riscuri. Fie ar, ar fi cazul să ne facem o schimbare de job și ne scădem cheltuielile, nu ne conducem după vreau să cred că lumea în 2024 va renunța la ideea de a vedea viața rapid aici și acum vreau să fiu bogată și vreau să trăiesc visul. Nu există așa ceva și rețelele de socializare nu sunt un filtru al realității. Și atunci când ești un pic mai cu picioarele pe pământ și știi ce ai de făcut și te gândești în long term, nu te gândești la un an sau la doi, te gândești în 3, în 5 ani și când începi să dai gustul ăsta de economii, se primește perfect și nu ai nevoie de mai mult. La fel se recomand, în afară de bugetarea de haine, este la fel și bugetarea de alimente. Eu la fel mi-am schimbat oarecum abordarea de a găti. Înainte găteam, da, găteam cu un meniu oarecum alimentar, dar dacă nu se consuma ceva, a, ok. După mi-am schimbat, zic că ok, înseamnă că gătim cu ceea ce este din frigider, știi? Mi-am luat uh, invers. Pentru că privisem un documentar și am văzut cât de multe uh, haine noi sunt aruncate în, în deșert, uh, pur și simplu că gata, a trecut, nu mai, nu mai sunt la modă. Okay. Cum sunt oameni care nu au acces la apă și la mâncare și noi aruncăm alimentele. Și sunt foarte multe familii și la noi în țară care nu își permit să-și cumpere nici ciocolată, nici... Să știți că am rămas uimită și de un copil care nu a gustat, care nu, nu, a încercat în viața lui ecola și avea vreo 8 ani. Și lucrurile care pentru mine îmi păreau o normalitate, dacă ar fi să mă uit un pic, să mă duc forțat în zona în care oamenii sunt la limita existenței, atunci înțelegi că lucrurile după care noi fugim de fapt, nu le mai atenși niciodată, cum am spus. Dacă nu vii dintr-o familie în care să, să de, de natura ta, de mic copil, să călătorești, mm -hmm. să-ți permiți achiziții scumpe și să-ți permiți o viață oarecum relaxată, atunci nu trebuie să... Da, să le avem în vise și în obiective sunt ok cu asta, dar în lung term. Nu în short term. short term nu există rezultat așa rapid. Nici la tombolă nu cred, nici la loto uh -huh. Nu există Și asta este important să înțelegem Până la urmă contează Mentalitatea pe care o avem Nu-i așa? Da, sunt De fapt cam patru tipuri De, personalit de, da, de personalități pe, pe zona de bani Și Mulți dintre noi sunt Consumatorii mm -hmm. Ăștia care n-au bugete nu știu cât costă, nu știu ce se întâmplă cu viața lor, uh, au niște rate bancare și bah, lasă că o să le achit. nu și analizează ce venituri am, ce cheltuieli am, mai avem personalitatea aceasta care strângător a călugării, care uhum. banii sunt ochiul dracului, să nu-i vedem, să nu-i auzim, care în general nu consumă nimic și nu-și mai permit să, să trăiască nimic, este și mentalitatea asta de saver, care oarecum au un buget, știu unde se duc banii, își bugetează banii la începutul lunii, când intră banii, nu când banii nu mai sunt și n-a mai rămas nimic, te gândești la cheltuieli. Dar atunci când ei îți vin în casă și atunci te gândești ce, da, ok, ce fac, ce fac cu banii. Și sunt ăștia care sunt oarecum balanța sau baza de, de gândire financiară, care înțeleg ce înseamnă o investiție, care înțeleg ce înseamnă o cheltuială și care oarecum au profilul ăsta de, de a face bani, dar ei sunt foarte puțini. Și vine din, din educație. Ce este foarte important aici să menționez că educația financiară la un loc cu toate cele de soft skills și cu toate cele ca să fie un brand, personal autentic este la fel destul de importantă, pentru că poți să le ai pe să fii un brand autentic și să faci mulți bani poți să fii un bun comunicator și toată lumea să fie cel mai solicitat din piață și poți să faci bani enormi, dar dacă nu știi să-i gestionezi mm -hmm. Dar noi nu o să lăsăm ascultătorii și ascultătoarele noastre așa, zicându-le că dacă nu ai avut educație financiară e mm. gata cu tine Asta se învață, nu e Se așa? învață. Eu sunt exemplu viu, eu sunt consumator de sânge, am fost din neajunsuri. Nu, nu pot să spun că um, oarecum părinții mei m-au privat de ceva, dar din cauza societății care îmi inducea ideea că, ca să fiu acceptată de ei, trebuie să corespund cu statutul X. Mm -hmm. Și din, din neajunsul ăsta că nu aveam, pentru că părinții aveau greșe să mă ofere studii și tot ce am necesar, dar nu în exces. Nu am fost o fată alintată și din neajuns a venit gândirea asta de consumator. Vreau, vreau, consum, consum. Până în momentul în care, luni la rând, eu înțelegeam că mai sunt zile până la salariu, bani nu mai sunt și parcă nu câștig puțin și parcă ceva, ceva trebuie să fac. Și într-un moment dat m-am gândit doar o simplă întrebare care mi-a mi schimbat gândirea asta. Uh, dar tu dacă se întâmplă ceva cu tine, tu ai în casă, bani să te duci, nu știu, la un medic sau să dacă dacă vreo operație, ceva de urgență, ai bani în casă și eu așa am stat și zic. Nu, trebuie să schimb ceva. Și momentul acela în care mi-am dat seama că viața mea sau siguranța pe care eu pot să o am depinde de banii pe care eu am să-i economisesc, imediat m-am aliniat și am zis ok, bun, lăsăm dogmele sociale, lăsăm tot ce înseamnă uh, gândire din asta că vreau și eu și hai să mă apuc de citit. Și am mai recomandat cartea. Este cartea Cel mai bogat om din Babilon. Uh -huh. Este o carte. Super simplă. Cred că este și ten... veche. Da, dar atât de multă esență Absolut. este în ea. Nu ai nevoie de uh, cadranul banilor. Că nu, nu ai nevoie de, de nimic. Ai nevoie de cel mai bogat om din Babilon și ai nevoie de o imagine în capul tău, că, să spun așa, siguranța ta financiară, dacă o asociezi cu un scaun, trebuie să aibă mai multe picioruțe. Atât-a tot nu mai trebuie să știi nimic, astea două și te pornești cu ele în cap și zici ok, lăsăm societatea să trăiască după ritmul ei citesc cartea, îmi imaginez scaunul și văd ce am eu și ce am de făcut, în long term în termen lung nu o zi, nu o lună vor fi cedări, cu siguranță că nici mie nu mi-a ieșit din prima am mai avut și eu perioade în care, dă da, să-mi mai permit să cheltui un pic în afara bugetului și după ca cu dietele, parcă zic, mai da, de ce eu am făcut asta? Că așa de bine le stăteau la bănuție acolo. Și îți schimbi. Creierul nostru, de fapt, este ca un fel de plastilină. El se schimbă, se modelează, în dependență de ce informații îi dăm. Așa că ne limităm un pic de, de la conturi care promovează și ne ducem în zona la conturi care promovează viața așa cum este ea. Și consumăm de acolo informație utilă, informație care să ne crească. Oamenii care rezonează cu noi. Nu trebuie să găsești pe cineva care să vorbească un limbaj care tu să nu-l înțelegi să zici că p urmăresc omul ăsta că e guru în finanțe. Nu. Urmărește uh -huh. pe cineva care are viața care tu ți-o dorești și începe repeta și începe a implementa din carte și începe a, limita, a te limita în consum și gândește-te, măi, dar dacă aș avea eu mâine de atâta sumă de bani, ce aș investi? Și din momentul în care ți apare gândul ăsta, gata, ești, ești ok. Super. Ești bine. Sunteți o inspirație pură și vă mulțumim că ne-ați oferit aceste gânduri gând. bune care se vor implanta acolo în capul nostru și o să dea roade cu siguranță. Mersi mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și o seară frumoasă să aveți! Stimați prieteni și prietene, astăzi am discutat cu Natalia Sfatuica, manager, despre cum corect să ne gestionăm finanțele și cariera în 2024. Vă dorim o zi frumoasă în continuare!